Scumpirea utilităților, a carburanților și a cerealelor s-a reflectat deja și la raft în toate produsele. Până și carnea de pui, preferată de foarte mulți români, s-a scumpit, iar prețurile vor continua să crească. Puiul românesc este tot mai scump de crescut. Dacă ne raportăm la începutul pandemiei, prețul furajelor s-a dublat. Anul trecut, puiul în viu pleca de la poarta fermierului cu 4 lei pe kilogram. Astăzi se vinde cu 5 lei, însă fermierii spun că prețul corect este de cel puțin 6 lei pe kilogram la costurile actuale. O părere foarte proastă. Am observat și-o, da. S-a scumpit. Și ce ar trebui să mai cumpere românii dacă toate s-au scumpit? Ce să mai cumpere, dragă? Sănătate ce să-și cumpere. Dar aia nu se cumpără, nu? De toate trebuie să mănânci, dar dacă e... E scumpă, asta este, ce să facem. Luăm mai puțin. Da, da, da. Să ia mai puțin, da. Cantitatea. Calitatea lasă. Aia e altceva. Ce pot să spun? Asta nu mă pricep la chestia. Asta e problemă politică care nu aparține de mine. Ce considerați că ar trebui să mai mâncăm noi în contextul în care s-au scumpit toate? Sau ce ar trebui să facem? Să mâncăm mai puțin? Păi dacă stăm cu mâinile în sân, vin alții și ne ia tot. Dacă stăm cu mâinile în sân. Dar dacă punem mâna să ne unim toți, să vedem, ne omoară pe toți, atunci o să avem ce mânca. În magazine, puiul întreg se vinde cu 15 lei kilogramul în funcție de produs și firma care o comercializează. Producătorii spun că nu doar prețurile vor fi o problemă pe viitor. Ce părere? Nu mănânc așa ceva. Ouă, găini, pește, de porc mai țin, dar mai mult pisicile mănâncă și eu mai puțin. Deci asta nu mă deranjează. Spuneți că asta nu vă afectează pentru că nu consumați. Nu, categorii nu. Fermierii și producătorii estimează că anul acesta carnea de pui se va scumpi cu cel puțin 20%. Costul de producție al cărnii s-a mărit cu 30-35% în urma scumpirii carburanților și gazului. Dacă până la scumpirea gazului pentru un kilogram de masă vie se cheltuia în jur de 2 lei pentru gaz, acum depășește 5 lei, ceea ce înseamnă o scumpire semnificativă.